un proiect foarte important, dezvoltarea rețelei edilitare, străzi, apă, canalizare, energie electrică pentru iluminatul public în zona cartierului Sere. Este de fapt o dezvoltare a orașului într-o zonă foarte frumoasă și care va permite construirea de locuințe pentru tineri, atragerea de familii noi în Cernavodă și condiții cât mai bune de locuit pentru cei care își construiesc aceste locuințe individuale. Ce se întâmplă aici? Aici pe strada, suntem pe strada Mihai Eminescu. Aici se schimbă țeava de pluvial. Este o țeavă veche, cred că de 100 de ani. Noi când am decopertat-o era colmatată jumătate din ea, tot timpul strada asta se surpa și noi vrem să facem mai întâi ce este de desubt, după care să o asfaltăm. Cum o să vedeți acum pe Milcovului, tot ce este străzile care sunt rezolvate sub carosabil, le vom face de asta de întreținere și le asfaltăm. Facem covor asfaltic peste tot. Eu cred că până la sfârșitul mandatului vom asfalta toate străzile. Dar în primul rând trebuie să rezolvăm ce este de desubt. Aici era, de exemplu, o țeavă de 800 care se înțepa într-o țeavă de 400. Vă dați seama că o ștrangula, plus de asta că jumătate din ea era colmatată și tot timpul aveam probleme cu strada asta. Dar, cum v-am spus, rezolvăm tot ce este de desubt, după care vom asfalta toate străzile. Lucrarea asta a afectat și centrul? Da. Afecta și centrul, bineînțeles. Eu cred că acum s-a rezolvat. Se rezolvă problema. Trebuia făcută. Din păcate, noi trebuie să luăm tot ce nu s-a făcut până acum și sunt lucrări care, bineînțeles, nu se văd, că sunt sub infrastructura, niciodată nu se vede. Tot orașul este cu sus în jos și dar trebuie rezolvate, nu avem ce să facem. Aici pe strada asta suntem aproape de finanță. Decât zona asta care era cea mai grea s-a terminat, dar după care va urma partea de sus. Deci acolo nu s-a atacat deloc. Deci urmează să se facă. În cât durează așa? Săptămâni? Eu zic că în 2 luni de zile se va termina lucrarea. E greu, se sapă greu, se muncește ușor. Se sapă greu, solul este foarte prost, se sapă la o adâncime de 5 metri, am plecat de la primul canal de acolo. Se schimbă conducta de canalizare fluvială a orașului Cernavodă, un diametru de 800. Ce ați găsit când ați săpat? De toate, cămine vechi, șoseaua veche la 2 metri sub pământ, da, și căminele vechi. Deci era pe vremuri case aici. S-a făcut umplutură și după care s-au ridicat blocurile. Era o conductă înainte. Da, conducta veche, da, cea a orașului existente. Pe porțiunea asta unde o schimbăm noi, cam 400 în diametru și de-aia nu făcea față și se schimbă, se înlocuiește cu una mai mare de 800. Preia tot ce vine de sus în oraș, preia și se duce mai departe în cea existentă care este de 800. Deci va fi diametru 800 cu 800 în capete. Din punct de vedere al proiectelor europene, de asemenea, primăria urmărește acum finanțarea unor obiective în funcție de axele care se lansează. Au fost lansate axe pe cultură și deja primăria a depus proiect de 700.000 de euro pentru reabilitarea Muzeului de Artă, Muzeului de Istorie Axiopolis. Și în prezent se derulează lucrări de reamenajare unei clădiri destinate culturii și unei extindere a muzeului. Iar în viitor intenționăm să depunem proiecte atât de infrastructură cât și de îmbunătățire și eficientizarea iluminatului public, eficientizarea confortului în locuințele individuale din orașul Cernavodă, modernizare străzi, modernizare spații verzi, port turistic și multe altele. Surprize pe care le pregătim cernavodenilor și sunt convins că domnul primar Negoiță, așa cum știu, nu se va lăsa până nu le va vedea realizate.